Am ținut să fiu prezent la această conferință pentru a anunța că începând de ieri, de echipă se va ocupa exclusiv Porter Trup. El va fi antrenorul principal al echipei. Claudiu va fi directorul tehnic, se va ocupa de tot ce înseamnă jurul echipei, tot ce avem nevoie și va fi în continuare un ajutor foarte util la echipă. Este momentul ca și Porter să își înceapă noua lui carieră. Sper să fie mai lungă și mai bună ca cea de basketbalist. Este o șansă care o are. I-am oferit-o în acest moment nu tocmai fericit, trebuie să recunosc. Și cu alte cuvinte, sper să fie entuziasm și să ne descurcăm în continuare, pentru că am încredere și în el, și în echipă, și în Claudiu în continuare, că ne vom descurca și ne vom îndeplini obiectivul, pe care încă o dată îl repet că este evitarea degradării, dar sincer n-aș vrea să aștept până la ultimul meci. Este un sistem destul de complicat, faza a doua, faza a treia, contează punctele, poate știți mai bine sau v-ați interesat. Deci asta e ce am vrut să vă transmit. De meci și las pe specialiști să vorbească, pentru că este jobul. Vă îngrijorează situația în acest moment? Nu pot să spun că sunt îngrijorat foarte tare. Dacă ne aducem aminte și anul trecut am plecat tot așa. Nu-mi doresc să fie la fel în fiecare an, dar asta e, trebuie să recunoaștem. Am pierdut două meciuri importante, cel cu Mureșul acasă și cu Miercurea Ciuc, care probabil o să la termine destul de greu în faza a doua a campionatului. Dar am convingerea că o să le recuperăm și echipa se va prezenta de ce în ce mai bine.